O insulă privată de 37,5 hectare din British Columbia, Canada, a fost scoasă la vânzare pentru 11 milioane de dolari. Insula are două case imense și a fost deținută în ultimii 60 de ani de aceeași familie. Mai multe știe Virginia Usicu, editor al FNews. Virginia, bine te-am găsit. Cu ce ne surprinde această insulă? Bine te-am găsit, Ioana. Insula Turnagain a fost vândută în anii 1960 de familia Ramsay pentru 47.500 de dolari canadieni și cumpărată de familia McGregor, care a locuit acolo de atunci. Insula e înconjurată de păduri și animale sălbatice. Pe insulă se află două case, o casă modernă și o cabană mai veche, ambele având patru dormitoare spațioase. Casa deține un living open space cu șemineu din piatră și vedere la apele din jur. În plus, dormitorul principal are acces la propria curte interioară, astfel că un viitor proprietar ar putea alege să construiască pe insulă un heliport pentru un acces alternativ la teren. Proprietatea vine cu docuri, atât pentru insulă cât și pentru continent, dotate cu case pentru bărci. Și ce poate fi mai frumos decât să-ți bei cafeaua în fiecare dimineață în timp ce vezi Oceanul Pacific? Asta pentru că poziționarea insulei este departe de oraș, ceea ce permite ca poluarea să fie mai redusă. Aici oamenii vor, viitorul proprietar va avea parte și de un spectacol de stele într-un mod neobstrucționat. Sună foarte bine, Virginia, îți mulțumesc tare mult!